Ziua 260. Cel mai frumos lucru despre pericol este acela că te face să fii alert, conștient. Prin urmare, oamenii care urcă spre vârfuri necunoscute, netrecute pe hartă, caută în realitate conștientizarea. Ei nu-și dau seama ce caută. Oamenii care au călătorit de la polul nord și la polul sud, care își asumă tot felul de riscuri, oamenii care au călătorit spre lună, nu sunt conștienți de ceea ce caută ei, de fapt. Caută conștientizarea, dar nu o fac în mod conștient. Omul care meditează o face conștient. Nu este nevoie să urci pe Himalaya sau să mergi pe lună, pentru că există în tine vârfuri mult mai înalte, există distanțe mai mari și stele mult mai semnificative în lăuntrul tău. Cerul întreg este acolo, întregul cosmos, dar este mult mai riscant decât să te duci pe lună sau să urci pe Everest. Cel mai măreț și periculos spațiu, cel mai riscant este cel din tine. Tocmai de aceea, foarte puțini oameni îndrăznesc să intre în ei înșiși.